Cel mai important lucru pe care mi-l amintesc de fiecare dată, mi-l am amintit de fiecare dată, de fiecare dată când am vorbit cu colegii sau cu prietenii sau l-am evocat într-un fel sau altul pe domnul profesor Geo Saizescu. Dânsul ca profesor a fost unul dintre singuri, nu, n-am spus bine, dar un singurul profesor care și-a iubit într-un mod absolut special studenții. Avea o dragoste de părinte aprig, foarte, într-un fel, dur. Toate că era un om plin de umor și cu un spirit în domnia sa. La clasă era foarte riguros, foarte atent și foarte... nu lăsa nicio greșeală să se strecoare, niciun moment de neatenție sau de... Însă în momentul în care se făceau examenele se făceau cu toți ceilalți profesori din IATC. Așa se făceau pe vremuri, nu mai știu cum e acum. Comisia era formată din toți profesorii de film, de teatru, de la actorie, din întregul IATC. Atunci ne lua apărarea. Deci chiar dacă la clasă era într-un anumit fel mai tranșant, mai dur, nu te lăsa să o iei în stânga, nu-ți lăsa abateri, nu-ți lăsa cum era atunci, cum erau momentele atunci, cum era contextul de atunci. În timpul examenului, domnul profesor ne lua apărarea și se lupta pentru noi. Adică, în ce sens? Se presupune că unul dintre colegii primea o notă din partea profesorilor, să zicem, de 7, se lupta pentru 9. Domnul profesor se lupta ca și cum ar fost filmul dânsului și le demonstra și le spunea. Adică, Geo Saizescu de fiecare dată devenea apărătorul filmului fiecărui student. Filmul, așa se dă examenul atunci, cu filmulețul pe care îl făceai de 5 minute, de 10 minute. Ca și cum era lui. Și încerca să le deschidă ochii celor spus cum poți să-i dai 7, uite ce film a făcut, uite ce putare, uite ce putare. Să-ți aminte că una dintre colegii care a venit cu o poveste extraordinară, era povestea unei tinere care iubea foarte mult zborul și avea obsesia planorismului, pe vremea aceea nu era ca acum cu parapanta, cu foarte simplu, era foarte greu. Povestea a fost uluitoare. Scenariul a fost bun, filmările au fost bunicele și filmul a fost un pic mai bun decât bunicel, un pic mai puțin bun decât bunicel. Și de asta am să aminte, primise 7 din partea celorlalți. S-a bătut cu ei 2 ore până i-a convins să-i dea 9. Nu numai pentru că nu ar fi suportat ca un student de-al dânsului să aibă o notă de 7. Însă chiar credea în lucrurile respective și pe care le făceau studenții domniei sale și spunea felul următor, până la urmă voi ați venit aici să învățați, ăștia se uită la voi ca la artiștii consacrați, se uită la voi ca la niște genii, nu sunteți genii, sunteți studenți care trebuie să învățați și trebuie să vă dea notele pentru ceea ce faceți bun, pentru părțile bune și pentru lucrurile extraordinare, că nu există o lucrare de student care să nu aibă și anumite lucruri bune în ea.